de verde și de duș. Mă rog, produsul într-un alt de pe fac de tot la unul. Din afaceri ilegale n-am să mă retrag deloc. Ăla, e ăla în X6 albastru, e el. E unul dintre ăia care trebuie prinși. Haide. 59394. Ia uite-l. Du-te. Te-ai băgat în el, a? De unde știi că e unul dintre ei? Numai de imatriculare. Ok. Urcăm Cadillac, urcăm Cadillac. Grigo, du-te Mercedes, Grigo, du-te Mercedes. Și numărul de matriculare de unde îl știi? Du-te sau hai. Grigo, hai la mine, hai la mine Mercedes. Acum, stați. Ia-i căscuță tot. Stați-ai. L-am făcut ceva? Da. Ok. Ce? Mă Stai că stau pe el. Pune-te în Acum. Ai un buletin la tine? Da. Care este bani la ea? Destul de mulți. Cinci și ceva de ei. Cum te cheamă șeful? Cau și buletină. Cum te să mergi buletină? Cred că eu acolo prin geantă băgată, vedeți. Nu zici cum îl cheamă, să-l verific. Ok. Al Capone Ionuț. Așa. Ia să zici. Ia zi, tata, aia e mașina ta? Care? Aia e mașina ta? Da. Nu face nimic. Da, e chiar e mașina lui. Știți care e faza? Veniți ieși. Să nu te văd că te ridici. Ai auzit? Am înțeles. Șapte. Șoptiți, da? Numărul lui din matriculare coincide cu albumea de pe listă, dar nu e el. Am văzut. Dar am văzut, dacă te uiți mai jos acolo la aia, mai e unul. Tot așa, Al Capone, Mihai, o fi Fraxu? Nu știu. Uite-te la aia, prinși. Uite-te, primul. Uite că, păi dacă mașina... Mihai îl cheamă. Mașina e tot... Hai, mă duc să-l întreb?
Păi da, pe stai un pic, frate, că dacă mașina... Are același număr de matriculare ca băiatul ăla. Pe nu e băiatul ăla căutat, că am uitat și la numărul de telefon. Păi ce mașina nu e? Înseamnă că nu e, a furat-o. Adică... Ceva ce faci, că nu e... N-ai ce să e. Hai să întrebăm dacă e fractal lui Coponica. Ia zi, tata. Spune-ți multe. Ai cunoscut vreodată un alt Coponica? Nu. Nu, în oarele mea este așa, așa e al meu. Trebuie să mă uită din nou, să vedeți pe tău, să fie la mine. Care-i faza? Spune-ți. Ia, stați așa, știți care-i faza? Ciopiți, nu? Adresa e aceeași. Aceeași. Del Pero, etajul 6, clasa B. Chiamă pe cineva de la... Chiamă pe cineva de pe sus. Chiamă pe cineva. Stai să mă duci la ce repet. E să mă să iau mașina înapoi? E să mă duc să vin cu mașina? Lasă mașina. Stai așa că mă la ce repet dacă... Prea multe, prea multe, prea multe. Uite, dar pe aveți să-mi dați și mie o sticlă de apă, vă rog. Da, e CNP-ul lui, deci nu știu cum și-a schimbat numele. Și-a schimbat numărul de telefon. Dar CNF-ul a rămas la fel. Cheamă pe cineva, cheamă pe cineva, cheamă. Nu cheamă pe nimeni, nu, nu, stai puțin. Dați-mi și mie o sticlă de apă, vă rog frumos. Imediat, tata. Dați-mi mă să bea ceva, dați-i la gură, că e legat la mine. Du-te, sau, îi dai tu? Dați-mi și mie o sticlă de apă, vă rog frumos. În apă, în gură. Băi, tata, sună, sună, sună familiar. Număr, numele Danciu Ionuț? Nu, domnul, eu pe așa mă cheamă. Chiar nu știu pe nimeni. Așa te cheamă Danciu Ionuț? Danciu Ionuț? Nu, mă cheamă Ionuț al Capon. Păi, tata, deci nu spune. Nu știi nimic de niciun Danciu Ionuț? Nu. Mă mulțumesc mult. Ce cheamă pe mă? Tu ai aceeași adus... Stați așa, nu spuneți nimic de mult. Și poți să mă duci până la toaletă? Și pe tine? Da. Ba, nu prea avem toaletă pe aici, din păcate. O dau mai încolo și alungă colț. Stai liniște. Azi că nu. Ok. Tu faci petrol în dosa de scafandru? Bă, da, de nevoie. Și a rămas un brocat. Coincide, numărul de matriculare coincide, adresa coincide. Chiamă și pe cineva din sindicat. Chiamă pe cineva din sindicat acum, că el verifică cel mai bine. Păi, stai, l-am ia prins, l-am dat pe mâna lui, salut, cam asta toată chestia. Tot un mort. Tu-s bucuit acasă, nu cred. Chiem pe cineva din sindicat? Da, frate. Te rog, vrei să vii tu, că tu ești grea mai mare, te descurci mai bine? Păi, vin, dar stai în pula mea că am intrat în casă și nu-mi merge casa. Dai reloc, până atunci oricum poți să dai anunțul pe sindicat, unde locație până vine. Ce nu coincide? Că n-am fost atent. Numele. Și numărul de telefon, nu coincide. Dar restul coincide. Are totul la fel în afară de chiar și adresa cu aia.
Păi să nu. Boss, mai ridică-te și mai plimbă-te să nu... Ce știi, ai auzit? Da, da, acum. Ridică-te și mai dă-i așa autor. Hai, du-te... Du-te să te mă, să mă și piși până aici. Da, hai să scot alea. Oh! Funia, mă, funia, că le-ai legat dracu. Ține-am la fel. Bă, acolo că e cu funtiță. Hai, fugi. Tero? Nu. Tero. You hear me? Da, 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 Tero. Yes. Vino, vino la camera de tot. Six, ești pe insulă? Cum ajung, de ce? Mai special. Ce s-a întâmplat? Nimic, dar m-a întrebat unul din galben, dacă e cineva. Ha? Ești la drogă sau te duci? Sunt aici, sunt la insulă. Înțeles. Tot Togo, am 3 sferturi de Togo. Ce-i cu ăsta? Ok. Hai să vorbim mai încolo. Voi stați cu Piper. Da, stau eu. Hai mă, vă, frate. Boss. Da, zi. Ai vreun frate? Soră, ceva? Nu, nu s-a nimănui. S-a nimănui? Bă, da. Lasă-mi și băi de mori, să-mi iei așa. Sigur era BMW-ul tău ăla? Ha? Sigur era BMW-ul tău? Da, era lui, era lui, da. Moment. Spune, sigur era lui. Sigur. Am stat în buletin. Bunetul la tine? Sau ți-l-a luat? Mi l-a luat eu. Da-te la ce-a dat pe el. Stai cu ochii pe el. Nu, las că stau aici cum am pe el. Vreau să văd ce număr de matricul ăla. Am înțeles. Ok. Hai să... Cum procedăm? Sună, dă-i acolo. Hai că încă am buletinul lui. Încă am buletinul lui. Îl vrei tot ăla? Iată buletinul lui. Mare atenție la neatenție, care sunteți pe aici. Ce ai pățit, fiule? Că stă adminul cu noi. Hmm.
Da, nu, mai ai venit, mai ai venit, stai pic, stai pic. Poți da așa frumos. Ca așa, cu bărbații pe grow. Cu Doamne ajută. Naufragiatul de Africa. Am mai prins unul. Ușor, ușor să duc toți. La ce, câți de la vin la noi? Da, a venit. El, da. A venit cu manele. Are ceva la el? Nu are. Nu are, nu are mulți bani, vreo 50 și oare. Fa, i-aș fi păcat să-i pierd. A, să iei decizia altcineva. Semnul ăsta l-am găsit. Acum anunțăm. Care cine sunt? Cine anunțăm? Oricare. Unul dintre noi trei. Mă rog, patru, scuze. Prea dimineață. Cum îl cheamă pe ăsta în buletin? Aponianus. Aponianus. Scuze, ai căutat? Da. Bine, ai căutat un nume mai vechi. Al Dracu, tu. Pe ce nume mai vechi? Da, mă, Al Dracu. Ești Al Dracu rădătat. Ale mele. Sunt Al Dracu rădătat. Dar ăsta mai are și beșin pe el, vă, că îi place să comentezi. Nu, nicio beșin. Îi place să comenteze, îi place, hai mă, îți plac. Mi-a zice să vorbească unul, nu... Da, vorbesc eu, dar spuneți ce nume vechi. Ce să spun? Avea numele... Chi nu știu? Ah, Pintiliu sau Nintiliu, nu știu. Pintiliu... Hai că... Ăsta este. E bombardier. E ce? Am fost și vreo și mereu. Aaaa! Nu prea o să mai zic. Și nu mi-e de om, stai drecul liniștit. Dar unde sunt te tati, că de aici nu zic cum ești. Locul tău nu prea aș zice prea multe. Asta e. E război, mă. Război, mă. Calmați, că e greu. Am mai fost de vreo 3 ori culoarea roșie în oraș, dar au dispărut rapid. Dar e dat asta. Pula în tot galbenul din orașul ăsta. Și el în tine, ca să știi. Dar el luăm în pula de toți. Altceva mai zis, dar până acum era cu mințel. Ia ne ia în pula. Asta e și ultimele lui. Da, mă. Pula, dacă tu omori bare să spui tot cea pe inimioară. Dar cine pula mea ce spun tu că mori, dar te morți, mă. Ce? Ce comentezi, mă? La cine? Ce comentezi? Nu comentez cu ei, am comentat la ăștia. Tablă. Te-ai uitat la el în buletin, nu? Da, tăpă, ei am vorbit. Și ce CNP are? CNP-ul e exact identic. Are numai numele și numărul de telefon scris. Ei, da, dar nu găsesc. Cine știe ce a făcut în acte? Bă, du-te, mă. Ești prost de Google. Ești prost tare, nu vezi tu acolo. E, uite-te tu, bă, cum ești pula. Cred că se trage de la bluză, mă, pune bluză pe tău, încălțești. Anciu, eu răsc numele. Cum? Stanciu Ionus? Nanciu. Nanciu. Numele vechi și numele nou. Nu știu ce a făcut el și a schimbat identitatea, credea că scapă. Mă rog, numele nou e Al Capone Ionuț. Aaa, Capone, auzi de alte nume. Al Capone. Ah, băga mea și pula-n toți în galben. Băgați-ai și pula între dinți. Ai casă dacă vrei. Ți-ai dracu, sunteți galbeni până și-n dinți, putu-vă în gură. Măcar, dacă tot vorbim așa, măcar au să încerc cu aia. Să mai încerc ceodată culoarea rău și să apară rău, alăși că aia zboară probabil ce mai rapid. Bă, dacă mor și ce vrei să mai încerc? Să mă lasă să comentez. Na, scor cum e legat.
Aia, la muie la galbeni. Aveți careva o pâine? Așa zice atunci când am venit peste voi pe insulă. Da, bă, ați venit și ne-a supt-o. Cred că voi nu. Ok. Azi că am fost întinși pe jos. Pune la poză că... să-mi iau setul de safandru și vin după voi. E ciudat cu aia care are numele schimbat ăsta. Cred că și el să scape cumva la robot. Zim? Zic că a încercat și el să scape cumva. Dar eu nu zic de ce a venit el la noi, că el a venit la noi, noi ne-am dus la el. Vezi și eu cu manea. Da, frate, vii cu manea. Cu alea, ale mele. De ce ai fugit când ne-am urcat în mașină? Poftim? Ce ai fugit când ne-am urcat în mașină? Mă, ce dracu ții pistolul cu aia, nu vezi aia cu 36, ce dracu pot să mai fac? Nimic nou, asta că mi-o sugeți voi, pe la mine, mie. Da, bine, cu voi n-am băieți, acum fie vorba între noi, eu pe ăsta-n galben. Da, mă, știm că plânge inima în voi, dar gata. Da, mă, gata, hai. Plânge inima în voi. Dacă aveați oameni de acolo, din undru care vă sifonau. Asta e, șerpii nu o să moră niciodată. Aparent, șerpii care au șerpii pe voi, ea chiar nu o să moară. Asta e. Voi rău toate bani de banda, doar am puțit. Voi trebuie să aveți în vedere, doar că trebuie să aveți în vedere și la ce șerpi care ne-au turnat pe noi, să nu-i luați. Adică totuși, poate să facă fiți același lucru și cu voi. Ideea era că voi erați... erați terminați, rău de tot. Cum ziceți voi, băieți? Știi? Să-mi dau cu orice și cu oricine. Este o vorbă. Este o vorbă. Nu intra în gura lupului dacă nu știi să... să o faci. Să te descurci cu acel lup. Tu ai cam intrat. Vezi că lupul cam mușcă destul de bine. Cum o să te tradizi proprii oameni pe la spate? A, stai mă frate, ce vrea. Da, da, așa de inapt să fii să bagi niște oameni într-o organizație. Dar nu, care... nu trebuie să-mi spui mie. Vorbește la buni. Vreau șef sau ceva. Facă pe la spate. Era ăla cu gura mare de acolo, comenta implant la orice. Ultimul pas trăgut. Asta e. Toma, chiar de râsul părților. Eu dacă am comentat la vreo culoare, am comentat doar la galben. Înseamnă că ai avut... Oricum, prost ai făcut și dacă ai comentat la galben, să nu mai zic. Indiferent că ai comentat la noi, comentat la galben sau doar ce altă culoare. Da, înseamnă că ai avut un pic de sânge acolo. Da? Noi măcar am avut curaj să facem ceva în oraș ăsta față de ăștia din galben. Nu știu ce să zic. Bă, nu prea comentarii. Stai așa, stai așa, dar ce sunt cu mă rog în orașul ăsta? Ați cauzat numai probleme? Probleme, scandalul. Ia ridică de picioare. V-ați făcut de râs în fața... din au vis să ridic de picioare. Vezi că e legat. Sustelis, bă! Vezi că e legat. Îl piși pe rasa ta. Bă, pula, mă. Și e legat? Mă rog, da, stai un pic. Deci dacă vedeți. Așa, wow, în orașul ăsta. Nu pot să înțeleg perspectiva asta voastră. Ce ați făcut cu measup? Pula, ce ați făcut? Ne-am băgat pula toți în galben. Ne-am luat în pula de la pământ la lună pe toți. Da, se observă, de asta voi stăți în genunchi. Și ei nu. De ce zori de beți galben? Dar n-au nici măcar o bulină neagră. Ia drăguț, ridică-te în picioare. Oricum, și comportamentul ăsta de lăsat, deci... merită asta. Pune-te și aici, nici eu rost, hai. Hai, mai rapid. Stai acolo, Seri. Cred că te cam dor picioarele, ar trebui să stai și tu. Pune-te pe astea. Da, da, da. Hei. Ai de capul meu, stăsile mele. Dă-te bă, fătu-ți morții, mă, tică, să ia culoarea pe mine. Aaa, ia acolo, picea, mă, și eu morții, să mă... Bă, coaie, eu nu știu să nu mor coaie, am uitat. Hai, să-mi bag. Hai, ce-o să iau de la cap. Deci, așa. Nu, mă, că încep de la zero.
0. Doi. Asta m-a lăsat, deja obosit că n-are condiții fizice asta. Ia, ridic-te în picioare. Pune-te așa. Așa să te pui tu. Uite-te acolo, pune-te în rasa tu, mai repede. Mai și cum vezi. Pune-te acolo, cum vezi. Asta sunt curios, de ce... De ce e pe jumate scafandru și pe cealaltă jumătate chiloții? A venit de pe insulă, frate. Măcar atât. Mamă, că țin, lasă-o și voi bun de ceva, dar... S-a dus timp. Ce nu vreau? Nu ieși direct în pula mea. Mă! Nu m-a amenințat, te rog, mă sperii repede. Am, ba. Atinze prea mult. Pățit? Dacă nu-i mai faci nimic, alea de-n acolo. De ce? Mi-a legat până în sânge. Drăguț, și unde se ascund ceilalți șobolani? Ce groapă? În puțitule? Băi, atât ăsta-i de la tine care vinte acum? Stai, nu. Bă, de unde ești ăsta? Eu șopur la mă, avut. Aaaa! Ce e pula mea așa? Felicitări, șopur, dar te pup. Te pup, frate meu. Unde l-ați găsit pe șobolanul ăsta? Am în grov, în parcare. Pe la grov. Punea manele. Punea manele, om. A pus. Corect. Bă, șobolanule, tu nu știi că vă căutăm pe toți? Tu atât de inteligent ești? Te duci în grov. Bombardier, unde e frică, la acum ar fi avut un puțin, ar omor pe toți de aici, atât de bombă. Da, ne-ar fute și mamele și rasele. I-am dat și mâini din picioare. Ia da sumă, ăsta de stafandrul, jos. Stai mă să desfac ăsta sfoară. Asta să-i dau. Ia zi mă, șmechere. Ai familie? Gata, hai. Dă-ți ăsta jos. Acum nu mai ai nimic, n-am auzit. Hai băi, bombardier. Dă-ți ăla jos de pe tine. Ce care? Ăla bluza aia de pe tine, care? Partea de sud de la scafandru, ce care? Te-ai auzit, nu? Așa. Uitați-vă acolo. Bun, atunci... Cred că știu unde îl duce. Ce vreau să eu? Da, o secundă să-ți... Desleagă la picioare, dar lasă legat la mâini. Păi legat numai la mâini, mă. Numai la mâini legat. La picioare dezlegat, așa. Da? Trebuie să vorbesc cineva să vedem ce facem. Și eu îi duc, eu. Nu, știu unde îl ducem, Să-i niște. Da, dar că nu le iei tu pe autorere. Dar vezi că, da, vezi că poți să pleci și aici, nu trebuie să-l duci tocmai dincolo. Mai dați-mă și mă. Nu, îl ducem dincolo că măcar știu că acolo nu vine nimeni. Bă, dați-mă și mă și pe care să muriți voi dacă nu iubă. Mori dragul de foame, să mori tu. Să ai dragul să fiți. Ia mă ceva, că s-ar vedea ură să... Salut, cu ce te ajungi? Au, pe ai încoa. Am făcut. Ce vreau să zic, Cine a făcut ieri? Eu. Mersi. Fii atent, cu roleplay ăsta că trebuie să-l închidem până vine cineva. Nu-l lăsăm să facă ce vrea și când îl chemăm trebuie să vină, nu? Stabiliți o oră la care să fie și el și tu de acolo. Bă, vedeți că... Păi nu prea știm că trebuie să fie Carlito. Trebuie să fie Carlito. Lor la care e Carlito. 10-11 înseamnă. A, deci pe la 10-11 se fie. Deci acum lăsăm drău, n-are voie să spună că... Da, practic roleplay ăsta se pune pe pauză, el nu-și amintește nimic în alte roleplay-uri, înțelegi? Bă, dacă îmi dați check up până la 11, eu costă. 11 și 20 pe 11. Bun. O să-l ajut cu altceva? Nu. Sar un pic. Rămâne.
Bun, hai să-l băgăm, uite, acolo, în capăt, că e un mic hol acolo, îl băgăm mai așa și devenim mai acolo. Pune ceva, avem o pătră pe el, nu știu ce trebuie. O farfurie cu mâncare și multă bătaie. Da, te bag la așa, în capăt, în capăt, uite, ai holul acolo. Și dacă e să pup țeava asta, de la pistolul ăsta. Ce, mă? Să-mi pup țeava de la pistolul ăsta. Îmi bag pula în pistolul tău, ți-l bag în cur. Și vera asta dacă ți-l bag în pistol. Da, bă, pula, mă, da. Dacă plânge. Și nu știu, pe ce. Da, fac și mecherește așa. Ești mai... Șapte arme pe tine și tu faci glume? Ai șmecher. Ai flexează mă știu de două ori. Să vezi ce glume, fac glumă ta eu. Aaa, să fă după ce, morții, după ce te duc la mormântare. Ai, pune-te în genunchi și mai șpăchi de strâmbi. Da, puțin. E legat la mâini, nu? Legați-l și la picioare. Și la pula legați-l, că poate dă-n mamele voastre. Fior... Bare-mă unul în cutile. Nu mă, nu lasă, lasă-l așa, lasă-l așa. O farfecă, ceva. Mai tăi porul din cap și-l pun într-o cutie să-i aduc aminte, mă, ta. Și mort, futu-s morții, mă, dite bântii. Ce era asta ta, vrei că distarul fiu prezent când îți bag titunic, mă? Cuțitule. Da, de englim, da. Spune. Da, noi ziceam ceva ce la galben. Știm? Când s-a zis că... Să le mai zicem ultimele cuvinte și le-a zis ăsta de la voi că nu meritați nimic, m-am fișat pe mine de râs. Știi, o știu. O, ei, nici nu au citat sonul lui. Ah, mă, nu mai comentam acum. Măcar asta. Ca să ce, mă, că ăsta era pe onoare, ca să ce, că după aceea vă muncea cu urmă tot bun sau parte de ori. M-ați prins, trebuie să mor. Dar eu asta nu vă înțeleg. Dacă vă zureți că mă luai de ăsta în galbenă, ce vă vorbim? Gata, nu mai plânge acum, că e soartă inutilă, nu mai plânge. Hai, că plâng băgamea și pula voi de galbenă. Aici, mă, nu vezi ce păr ai. Hai, deci în gurmă, o pătru peste ea și o să-ți aici. Vreau să-i dau pe ăsta. Nu-i dat cu nimic. Să-l acopăr cu ea. Nu. Dă-i, pune o pătră ceva pe el, dacă e crash, dacă e legat. Băi, și doarme. Doarme, că mergi cu câine. Câte ați mai rămas voi în puțitilor? Câte ați mai rămas? V-am terorizat toată familia, ta băgă ne-am pula în toți. Mă, da, ați văzut, se mai întâmplă și cazuri de genul. Așa că ne întâlnim la un nou episod, băieții, v-am pupat. Tu ești român? Nu, înăuntru. Vii să mă ajuți?